Salutare, oameni buni! Începe un nou episod de Da Bravo Podcast, cum vreți voi să-i spuneți. Am intrat pe Taz, am comandat un platouaș, am luat niște brânzică, niște căpșunele, niște strugurei. Aplicația Emag o aveam la îndemână, așa că am intrat pe Emag, am comandat un col di sasso de Toscana, despre care inclusiv papa a spus: eu așa ceva n-am mai băut, să moară măsa. Asta a declarat. Așa că am zis să avem și noi tot ce trebuie. Și avem vin de la Emag, avem de la Taz platou. Începe episodul. Și o să vă spun în felul următor: e foarte mare nevoie de umor. Râsul face o mulțime de reacții chimice în creier. Râsul este posibilitatea omului de a ieși din starea asta de oboseală creată de teamă. Nu râzi, ești un om pierdut. Noi ne naștem triști. Am citat din invitat și începem o dezbatere fără margini în momentul ăsta, așa că vă rog frumos, desfaceți o berică, desfaceți o sticlă de vin, puneți un pahar, relaxați-vă, dați sonorul mai tare, pentru că astăzi am în fața mea invitat la podcastul Da Bravo pe omul din spatele comediantului sau din spatele celui mai renumit comedian de la noi și din timpurile noastre, Dor Octavian Dumitru. Bine ai venit! Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru platou. Mă gândesc că papa, după ce a zis acest vin să moară mama, a primit un telefon de undeva de la un cardinal și a zis: Sfinte Părinte, da, a murit mama. Mama lui, mama lui ăla. Da. Și vă rugăm frumos, nu mai da, nota vintare. Reclama, faceți-o mai cu milă. Da. Doru, mă bucur că ai venit la podcastul meu și vreau să spun că ești născut pe 11 iunie, eu sunt născut pe 14 iunie. Wow. Și vreau să te întreb dacă... La mulți ani. La mulți ani și ție. Dacă tu crezi că noi avem ceva în comun. Da. Ce? Da. În primul rând avem doi mustață. Da. Eu nu arăt. N-ai luat-o la tine azi. Nu, da. A mea pe dinăuntru. Da. Da. Bună. Și nu te jenează când mănânci? Nu, mă gândi la. Și în afară de mustața pe care o avem amândoi, unul mai interioară, unul mai exterioară, ce crezi tu că mai avem noi în comun? Suntem vorbăreți. Da? Da, am observat asta la tine. Și după ce am observat la mine, după ce am observat la tine că ești vorbăreț, mai avem ceva în comun. Tu ești oltean, eu sunt moldovean, după părinți. Da. După locul nașterii. Tu ești născut la Arad? Sunt născut la Arad, da, da. Și da. Eu sunt născut la Craiova. Ești născut la Craiova, da. Dar am copilărit și în Ialomița. Cum tu ești născut la Arad, dar ai copilărit în Bacău, da, sau în, da, Moldova. Am copilărit la Bacău. Dar am copilărit și am și crescut la Bacău și am, după aceea chiar am crescut, am crescut. Adică... Păi și cum o să facem în seara asta dacă amândoi suntem vorbărești? Că într-un fel sau altul trebuie să înțeleagă omul care se uită la podcast ceva. Părerea mea este că atunci când respiră unul, celălalt... Ai învățat exerciții de respirație, că dacă nu, atunci suntem amândoi în pericol. Nu, nu știu despre ce e vorba. Da. Te văd, când trage aer în piept, intru eu repede ca să vorbesc. Deci tu crezi că asta avem în comun, că vorbim mult? Da, mai avem multe lucruri în comun. Avem în comun, cred că, respectul față de meseria asta. Adică și dragostea față de meseria asta. Că se vede, știi? Adică ești, cum să zic eu, ești un tu mare, știi? În toată generația ta. Adică nu ești ceva care să treci cu vederea. Categoric, ideea de serial în care a intrat și aia, practic, pe mine m-a făcut să mă uit la tine ca la un actor, știi? După aceea, în momentul în care, știi, trece, Bobonete face stand-up comedy. Ia să vedem! Dar e invers cronologic. Eu făceam stand-up și după am început să fac serial. Dar eu n-aveam de unde să știu. Da. Mie îmi trebuia ceva care să fie expus. Păi noi în perioada aia făceam la Cafe Deco, eram, nu știu, când am avut 17 oameni în sală, era full. Tu făceai show-uri la sala Palatului. 17 oameni? Da. Așa de mulți? În timpul astea? Nu, acum e sala plină la fel, da, din cauza... Nu, acum e cu 30%, cum spun ei, da. Da. Foarte interesantă ideea asta cu 30%, știi? Adică 30% ce? Că nu știi exact. Ce înseamnă 30%? Din sală, din capacitate, din înțelegere? Ce? Eu de-aia nici n-am făcut anul ăsta, am decis să stau la cutie, cum nici anul trecut, că n-am avut voie. Și pentru că n-am știut niciodată câți oameni au voie să intre în sală, da, vaccinați, nevaccinați, am zis mai bine să stau, plus că am avut și de lucru. Problema e dacă suporți să vezi sala mai puțin plină.
Nu prea. E ca paharul, știi? Nu l-ai umplut. Da, e ceva de lux. Adică, uite, în paharul de vin, mă uitam într-un film, a venit să dea să guste și a zis, să vezi că îl umple, că după cum arăta tipa, era ca într-o pârlancă. Zic, da, zice, să gustați. Pune-l plin! Doar plătesc vin. Da, mi-a zis domnul care a plecat la toaletă că lasă, că nu știe el cât beau eu. Să pune doar puțin, deci ca să guști. Am văzut și acum când ai zis de voce, vreau să te întreb, de ce tot timpul în spectacolele tale femeile au vocea? Femeile cu care vin în spectacol? Sau? Femeile din spectacolul tău, personajele tale, personajele. Au vocea asta, adică mi-aduc aminte de un spectacol curând, cred că și atunci când am văzut la Craiova, de vorbeai de căsătorie și diferența între... Ai stat atunci până la urmă? Să da, între femei și bărbați. Și spuneai la un moment dat că bărbații vorbesc, doi bărbați se întâlnesc și foarte puțin vorbesc, puțin. Adică spuneai că au 8.000 de cuvinte în vocabular și femeile au 30.000 și când vine acasă de la serviciu, el zice... Acum am mai redus din vocabularul bărbatului. Da, mai puțin. Da. Și cei că la final, când vine ajunge acasă și întreabă ea cum a fost la serviciu, el zice bine și ăsta a fost ultimul din cele 8.000 și aici ce mai spunem. Și la un moment dat zici că diferența e așa, că doi bărbați care vorbesc așa... Îmi doare burta. Și ăla zice, dacă te mai bolborosești, te fierbe niște ceai, nu te mai doare. Da, da, da. Și femeile sunt invers. Informațional, da. Și ăștia vorbeau. Femeia mai sentimentală. Da. Ce faci, băi, nu am cred. Pierdut, asta aveau am pierdut o frază. Asta sunt singurele care aveau voce de femeie. Că în rest, nevasta de care vorbești, personajul tot timpul, băi, ce-ai făcut de nu știu ce? Și are o voce așa groasă, te mă gândesc, bă, după ce că zice că bărbatul se naște Ptolomac. Mai are și o nevastă de asta care îl întreabă, ce-ai făcut mai la servici? Păi îi răspunzi. Vorbeam ieri că există femei, da, care își bat bărbații. Și atunci următoarea întrebare este, cum așa? Când se-mi bată? Ele? Ei. Ei. Bărbații sunt de mai multe categorii. Există o categorie de bărbați care în momentul în care se-mi bată sunt copii. Da. Poți să faci ce vrei cu el. Și-l bate. Dă-mi o guniță. Mamă, ce guriță ai. Doamne, până în creier m-a sunat. Vai, ce guriță. Auzi? Dar mai dă-mi o guriță. Doamne. Asta e dincolo de creier. Stai să-mi vină gurița înapoi. Nu mai da, te rog eu. Femeia, după părerea mea, a reușit foarte, foarte multe lucruri. Părerea mea este că, fără să supăr pe nimeni, că nu-i dorința mea să fac să supere cineva, din potrivă, cine nu înțelege comedia se supără repede. Aia, da, nu e cazul supără nostru. Jos, supără jos, când erai mic, cu supără jos, când grupurile aia, supără jos, supără jos, tu de nervi te duceai și te dai un cap de perete. Trebuia să-i tragi lua la una, nu ție să-i... Ideea este că femeia a reușit să se poziționeze foarte frumos în societate, la nivelul la care, după părerea mea, bărbații cu minte întotdeauna le-au avut în cap și în suflet. Adică egale. Niciodată... Atunci poate că și însă, din subconștientul tău pleacă cu vocea de bărbat. Personajul. Ei, așa. Că tu o pui la... Adevărul este că în momentul în care vorbeam într-un spectacol despre că femeia este, cum să zic, ceva care îi spui ceva și ea plânge. Și nu-ți place treaba asta, pleci. Da, lasă-mă, place, că plânge orice, m-am săturat. Astea sunt ouă, asta e omletă, m-am săturat, faci omletă de 10 ani, chiar nu mai știi decât omletă, ce măsă te-a învățat, maică, nici nu te îmbraci, pleci direct, în chiloți, în parc. Și ea plânge. Și îți spun alții că ești în chiloți. Și ea plânge. Nu, vii acasă, ea zice, ai plecat, acum ai bine, te simți bine? Auleu, am plecat pe plâns, vin pe plâns. Doamne, ce fie? Să fie egală. Egală cu ea. Băi, da, auzi, bă, asta e a ta. Asta e femeia de care vorbești. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Ce e aia? Palincă, ascultă ce spun eu. Nu să gustă, să dă direct pe gât. Uite aici, galerie. Așa se dă. Ia să văd. Asta zice el. Și ia și zici, fii atent aici. Nu respiri, nu nimic. O dai direct pe gât. Hai, tăpăhăre nimic. Hai. S-aude din... Bun. Reacția următoare. Să schimbă ochii. Altfel să uită. Măi! Ea care zicea, o sălătuță, o măslinuță.
Ia adu fritana aia, care o avem. Dar n-avem nicio fritană. Fă-o! Haide, mai pune. Mai punem unul. Și femeia devine ce? Partenera ta. Acum face omletă. După ce face omleta, tu îi spui, ce prostie e asta? În afară de omletă, nu? Găce, mătic. Nu-ți place? Nu mănânci. Trântește. Aruncă omletă în toată casa. Ia o farfurie. O trântește de pământ. Asta zice, voi. Da, așa dar. Așa, așa trebuie să fie. Normal, am cu cine să mă cert, cu cine să mă bat. Da, farfuria nu către mine. Puff, mamă, am a doua gură. Ia fii atent aici. Vai, Doamne, asta e femeie. Cum te înțelegi cu ea? Mergi într-undeva, într-o adunare. Tu te înțelegi cum cu ea? Toată lumea zice, iubita. Da, tu ești diferit de toată lumea. Unde-i proasta aia cu care am venit? Și se aude. Tu-s morțim. E acolo. Ele ai găsit-o. Bă, voi aveți așa ceva? Și toate tac din gură. Da, auzi, vorbești de... În spectacolele tale ai o grămadă de personaje care trădează tipologia bețivului. Tu nu bei. Eu o singură dată, când am întâlnit la Craiova, ai ciocnit, mi-aduc aminte, că asta îi spunea lui Dan, zice, băi, nu bea. Băi, cum? Eu la Craiova, când am întâlnit, atunci a ciocnit cu noi. Nu-i simbolic, e doar culoarea. Da. Da, a ciocnit cu și noi. Și știu că ai ciocnit, pentru... Și ai luat o gură de whisky, dar... N-am luat. Ai dat-o înapoi, ai pus-o la... ai dat pe mustața interioară. Nu, acum niște ani de zile în urmă, acum 18 ani, mi-a făcut o promisiune că nu mai beau. Corect. Și nu mai bei. Da, așa, am avut ani de pofte. Dar ai că băut? Eram cu cardu, eram cu... Da, eram pe asta cu... că mă gândeam că dacă n-ai fi băut toată viața ta, n-aveai cum să faci să te gândești cum e un bețiv sau cum vorbești. Sedativ, îți dai seama, whisky, sedativ, mamă, cum e ăla? După era ciudat că fiind crescut în Moldova să nu bei... Să nu bea whisky, care este fost... băutura nu, moldovenilor. În general, băutură. Clanul... te și apare clanul. Cine e ăla? Clanul. A căzut primul, au căzut și aia din spate, că primul toți ținea pe ceilalți, da. Așa e. Bă, v-am spus să nu puneți gropi în față. Ziceam în... Dar acum a făcut cineva, vrea să schimbe conducta. În deschire... Ce conductă să schimbe? în începutul interviului te-am citat și spuneai că dacă nu râzești un om pierdut. Auzi, dar chiar de ce să schimbe conducta ta? Nu, scuze, dacă nu râzești... Fii atent. Urmează întrebarea, ca la Denis Serifai. Urmează întrebarea. Mamă, și după aceea se aude, știi? Da, tic, tic, e pe timp. La noi ce să timp, eu cred că ne trebuia care... cronometru de la mare, gras. Eu cred că aia așa, întrebarea e o chestie pregătită de ei, știi? Și întrebarea e o chestie speriată la ei. Barosane, am picioarele mai lungi. O să ias o parte pe gură și o parte pe nări. Asta e, n-am ce să fac. Și atunci răspunsul o să fie așa. Da, Denis o să vadă. Și asta înseamnă că mă deranjează. Nu contează, hai să vedem. Și asta e întrebarea. A ieșit. Următoarea întrebare. Următorul răspuns. Și următorul răspuns este în spate. Tu de ce ești acolo? Că mintea lucrează. Tu deja, da. Mintea își vede de treabă. Tu de ce ești acolo? Eu sunt al doilea răspuns. Nu știu ce o să întreb. Păi tu te uiți la tine proastul că nu te tine, am nevoie de alt răspuns. Auleu, și știi că asta, Denis Rifai, e turcoaică? Asta nu știe cum e turcul și pistolul. Adică, puf, trage și la după aceea. La revedere, ce timp, da? Auleu, am făcut în șalvare. N-ai șalvare, dar am făcut. Halva? Nu știu. Sunt mai multe amestecate acolo la să coadă. Să fie ceva dulce? Nu știu, dar categoric e ceva cu struguri. Deci fii atent, Doru, momentul întrebării. Sta fide. Zim, suntem pe finalul zilei, acum. Am. La când tragem. Spune și mie ce te-a făcut astăzi să râzi. Zi-mi un lucru, la ce ai râs astăzi? Că ai zis, bă, dacă treci o zi fără să râdem, e pierdută. Eu am o chestie și pe care o recomand. Da. De câte ori treci pe lângă o oglindă, râzi. Uitându-te în oglindă? Uitându-te în oglindă, da. Restul explicației trebuie să vezi spectacolul, știi, ca să... Azi ai zâmbit la tine în oglindă? Azi am zâmbit în oglindă, da. Am niște oglindă. Mai și vorbesc cu tine? Nu, mi-e frate, mă uit în oglindă, zic, doamne, ia uite fraierul. Atunci e regulă. Dacă doar zâmbești, ok. Dacă încerci să vorbești, dacă încerci să vorbești cu tine în oglindă, acolo e... Părerile sunt împărțite. Unii spun că e ok să vorbești. Da. Singur, cum ar veni, știi? Dar de unde știi tu că vorbești singur? Eu, fiind gemeni, noi avem chestia asta. Avem doi oameni.
în noi, permanent. Și atunci ăla care tot vorbește, care tot zice, știi, simte nevoia să-i dai o replică. Eu chiar l-am mâncat pe al meu. Acum? Adică... Da. Băi, a fost triplet. Adică... Da, adică... Dacă nu, adică, nu. Octeți. Da, cred că... Nu da. Se știe exact. Apropo de râs în fiecare zi, am un filmuleț despre o finală. Asta este finala. E o finală despre stilurile de râs. Dar trebuie să vezi finalistul. Ăsta a câștigat, tipul de aici, dar și asta a ajuns în semifinală. Nici nu trebuie să vezi mai mult, să auzi. O să pun ochii la lei. Asta e râsul lui. Am avut așa ceva la un spectacol. Asta vreau să te și întreb. Da. Dar stai imediat să o auzi pe ea. Stai să văd să nu afi abușul. Asta e ea. Nu, am avut mai rău. Am avut mai rău. Rău de atât? Da, am avut. Da. Ăla pare că e un personaj de altă, jur. Nu, dar ăla l-am avut și am vrut să... Și el, deci, în momentul în care a vrut să-l scoată din sală, s-au dus să-l scoată din sală, el a zis așa. Mi se pare că era la bar. La club, la... Ăsta la... de râdea așa? Da, da, da. Și când să-l scoată, el zice, pe reșire, așa e râsul meu! Adică, lăsați-mă să văd că am venit să... Da, 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 da. Da, am auzit râsete, da, adevărat. Da? Auzi, dacă eu n-am mai auzit râsete. Eu sunt curios, zi-mi și mie, ce ți-aduce aminte acum? Care e cel mai ciudate? Bun, ca ăsta, care avea... ăsta, eu uite, pot să spun, la Craiova era un băiat, în primul rând, care când râdea se ridica cu pumnul și venea spre mine și făcea așa venea spre mine și de câte ori venea spre mine cu pumnul, eu mă dădeam în spate și până la urmă i-a zis, mă zic, îți plac glumele sau nu îți plac glumele? Și a zis, îmi plac, dă-te în gâtul, mă, da. Și eram, mă sperie, eram așa puțin, adică reacții de genul ăsta. Cum în Moldova, de exemplu, se părea că nu poți să continui textul. Care după ce a râs, n-a mai respirat. Ei, să vezi aia. A murit? A râs. Și a zis să-l poftesc pe scenă, să-i dau microfonul. Iarăși o repriză. Le știu și pe ăla. L-am avut și eu pe ăla. Ăla de râde fără sunet, care nu e bun pentru stand-up, că tot timpul zic. Ăsta nu e bun la stand-up. Tu ești pe scenă, tu nu vezi nimic. Ai reflectorul pe tine, lumină. Sala nu, vezi foarte puțin ce la asta. Și dacă ar fi toată sala așa și termin de zis gluma și toți sunt... Da. Auzi? Și din când în când tu te duci în altă glumă și își revine... Da, aia mă poate... Nu. Care râde doar fără să scoată un sunet. Doar cu gura. Nu, trebuie să tragă aer în el. Ăla e public de muți. Care? Da. Care cum? Aia sunt mapeții care vin la spectacol și aia n-au nicio treabă. Dar de unde știi că nu erau surdomuți? Dacă ai zis gluma aia, au râs așa și la final... Cum ați înțeles? Cum ați înțeles? Cum ați înțeles glumele? Prin trepidații. Vine mâna pe tine. Da, pe baș, ca pitong. Ce s-a râs. Sunt multe amintiri, dar ca să te duci la amintiri trebuie să stai să scormonești, cum să spune. Amintirile trebuie să le scormonești. Nu are rost, că podcastul nostru are o oră și ceva și dacă intrăm în amintirile tale, cine știe ce e pe acolo și cât e de vorbit. Da, dacă le odată scormonite, încep să iasă, știi? Și eu vreau. Te blochezi pe scenă? Tu cine ești? Sunt o amintire. Te blochezi pe scenă în prima fază când ajungi? Da. Când se aprinde, când ai... Nu? Nu. N-ai avut niciun moment în care să... Nu. Mă topesc. Da? Da. E o senzație... Nu. Emoțiile, cum să spun eu, cred că le-am învățat. Pentru că am făcut facultatea de instalații 5 ani de zile. Și am făcut. Mereu am fost... Electrotehnic. Restant. M-am avut restant și RR. Eu, erau toți colegii mei în anul următor și eu eram RR. Și eu la fel. Și atunci, toată vara eu învățam. Adică învățam. Eram eu în... nu. Nu, eram în învățat. Eu eram în RR, dar nu învățam niciodată. Da, n-aveai cum să intri în anul următor. Păi nici n-am intrat. Am făcut anul 4 de 3 ori.
Dar cum ai ajuns până în anul 4? Păi unde ai făcut tu facultatea? La Craiova. Acolo nu-s profesor. Profesor la Craiova. Da, nu, l-am făcut eu. Trebuie neapărat să vezi show-ul ăsta în care spun că oltenii nu-s români. Să vezi, stai puțin. Este foarte bine. Hai să-l anunțăm și pe ăsta. Faci un show acum la sala Dallas, care este pe 17 și 18 decembrie. 17, 18 și 19 decembrie. Și 19 decembrie. Biletele le putem găsi unde? Online. Online. Și sunt numere de telefon care... Ok. Deci da, 17-18 noiembrie, sala Dallas. Haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun ceva ce spun publicului meu, care toată vara a spus. Sunteți puțini în sală. Trebuiau să fie 10 săli în afară care să vină, pentru că atâta nevoie aveți de râs încât nu puteți să credeți. Voi nu înțelegeți câtă nevoie aveți de râs. Eu de ce înțeleg? Pentru că sunt producător de râs. Mai mult decât atât, în atâția ani am fost disperat să studiez detalii ale râsului, felul în care se conectează omul cu propriul lui râs, cât de bine îi face. Da. Eu pot să vorbesc pro-râs, atenție, și pot să vorbesc contra-râs. Pot să te fac să nu mai râzi niciodată. Și spectacolul ăsta despre ce e? Spectacolul ăsta este vorba despre situația în care suntem planetar. Cum a ajuns o omenire cu virusul? Și e despre virus? Vorbesc despre, da, dar într-un fel. Într-un fel, dar nu e tot despre virus. Da. Nu, dar cum să spun, sunt niște asociații, sunt niște... Ideea este că... E scris anul ăsta? Da, o parte, da. Cât timp? De anul trecut, de când a început, le-am tot adunat și după aceea anul ăsta s-a... Cât timp? Așezat. Cât timp scrii la un număr și care este travariul necesar? Auzi, parcă ai fi ăia nepregătiții de reporteri. Nu, că vreau să fac o comparație. Nu cât scrii, că de exemplu eu pot să scriu în jumătate de oră un număr de 45 minute dacă sunt în momentul ăla inspirat. Cât durează travariul la tine? În câte spectacole trebuie să-l faci ca să crezi că ăsta e varianta finală? Sau tu când ești cu el, aia e varianta finală? Nu vrei să-l mai testezi? Am înțeles întrebarea. Păi asta vreau să zic. Îți dau un exemplu. Pregăteam o burtă de râs. Nu știam titlul. La titlul ești numărul 1, deci de impresarul la sexul, cisul, la... Impresarul să rostogole, să te dea de ceasul morții. Dăm titlul ca să fac afișul. Dar nu-i gata spectacolul. Și aveam un număr, solista de populară. Personaj. Și n-am să uit, eram în hotel... Vorbea subțire sau gros? La Lido, vorbea vocea mea. N-am să uit la Lido, eram la Lido în hotel, la Mamaia, și m-am așezat pe bocheta eram într-un apartament. Și am început să mă învârt. Să mă răstogolesc. Chestii care mi s-a mai întâmplat odată. La îmbârligăciosul. Uite așa mă învârteam. Uite așa mă învârteam. Simțeam că mă doare. Era o durere în mine. Zic, ce fac? Nu știu. Trebuie să-l scoți. Trebuie să scrii numărul. Nu știu. Îl am, dar unde? Nu știu. Îl văd, nu-l văd. N-am apucat. Zil. Nu pot să zic. Aoleu, ce fac? M-a ridicat în picioare și a zis, solista de populară. Pam! Și l-am scris. Aveam nevoie de o motivație. Am spus, pentru ce eu mă îmbrac în femeie? Care e ideea? Ca să ce? Toți se îmbracă în femeie. Deja era un obicei în țară. Toți se îmbrăcau în femei. Stai puțin. Na. Hai să mă îmbrac în femeie, pentru că eu, bărbat fiind și solist fiind, nu mi-a mai mers. Și atunci a trebuit să găsesc. Cine câștigă bani? Solistele de populară. Hai să mă îmbracă solistă de populară. Mă machiez și asta și am început povestea. Că am participat la concursuri, cum m-a chemat impresarul la el în cameră. Dar asta ai scris? După aceea și scris. Tu când ai ajuns cu el pe scenă, era definitivat? După aceea a mai fost un număr cu contele, cu... Asta era contele. Da, a trebuit să scriu textul. Aveai doar melodia în cap. Nu, era piesa lui Mozart, normal. Mozart, eu am scris. Dă-i seama, n-am ajuns până acolo când se spune Mozart, hai fi serios. Tot nu mi-ai răspuns, te duci cu el direct?
Și când îl prezinți la finalul? Am avut momente când am scris pur și simplu. Acum. Ce șmichinești. Disperat că unii scriu foarte mult și că eu scriam la plăcere. Adică, da. Doamne, dacă îmi vine chef cu spiritul, am inspirație. Când am făcut plecarea, acolo nu există plăcere. Acolo e job. Serios? Da. Și ce faci? Ia întoarce pagina. Întoarce-o. Eu? Mm-hmm. Te rog. Întoarce-o. Și arată-o la lume. E scris ceva pe ea? Nu. De aici începe un text. Și o pui pe masă și spui așa. Scrie. Două pagini înseamnă un monolog. Deci o foaie, pe parte și pe alta, un monolog. Îți dă 8 minute, 9 minute, 12 minute. Eu am făcut o pagină, o jumătate de pagină, 20 de minute am jucat, după care am ajuns la vreo 30 de minute, jucam la Tănase. Și era un tip care era un hoț, care vorbea cu un altul și m-am gândit să-l fac bâlbâit. Și ăla era disperat că trebuia să mergem să spargem o casă. Dar eu eram tot cu... Haide, merg, că vin ăștia. Haide, hai, mișcă-te. Făceam multă pantomimă. Deschideam geamul. Mă uitam. Curat. Măi, lasă. Deci, cum spargem banca? Că trebuia să... Ideea este că e o meserie. Și ca meserie trebuie să muncești. Ca meserie este exact ca toate meseriile. Poți să scrii? Da. Scrie. Și nu poți să scrii? Nu. Atunci va trebui să apelezi la cineva. Dar trebuie să fii foarte bun și foarte talentat ca să poți să culegi din ce scriu alții pentru tine. Pentru că el îți scrie. Dar Bob Hope în fața reginei. Bob Hope a fost un comedian. Se caute lumea. Se caute lumea. Avea un scriitor, un head writer, care pe numele lui Jim Perez, care era head writer. Dar tu ai scriitori? El avea patru. Nu, am încercat. Păi ce, de ce vorbim noi de scriitori? Că nici eu n-am. Păi nu, mi se pare că este atât de ciudată comedia pe care o fac eu atât de personal încât n-ar putea să-mi o scrie nimeni. Wrong. Știu, dar așa merg eu înainte. Seinfeld a avut mai mulți scriitori. Foarte bine, să-i trăiască. Să-i trăiască, da. Întrebarea pe care ți-am pus-o vis-a-vis de text, eu sunt convins că tu te lovești mai rar de ceea ce mă lovesc eu. Adică, publicul tău nu te întreabă, nu vine să zică după un spectacol. Dar cine are curaj? A, Doru, i-am mai auzit-o pe asta. Nu. Mi-a mai spus. Mai rar, crede-mă. La mine se întâmplă des asta. Pentru că eu dacă fac un spectacol și muncesc la el un an, tu te referi la altceva. Tu te referi la teoria de stand-up. Stand-up comedia, nu? Este un personaj care lucrează la numărul lui până la 2 ani. Da. Și după 2 ani de zile, numărul ăla e făcut. Show-ul acela. Da. O oră, și o oră și jumătate. Și încep să mergi cu el. Da. Ei bine, dacă ai miserupiști sau oameni care pot să scrie și care fac un fel de foileton, strică publicul. În sensul că ei vin cu noutăți. Dacă stai bine și îl asculți pe ăla, nu poți să-l reasculți. Dar pe tine, după 2 ani, poți să reasculți. Ai ceva, ai o substanță, te-ai așezat. Păi pentru că lucrezi la el 2 ani, exact. Și ăla este marfa de final. Ăla are mereu ceva nou. Episodic, el vine cu ceva, e un fel de serial. Dar atenție mare. Știi foarte bine în ce ești băgat acum, în Las Fierbinți. Aveți un scriitor foarte bun. Avem mai mulți. Da, dar vreau să zic... da, mă rog. E ok. Mimi, tu vorbești de Mimi Brănescu, care este personajul principal al serialului. El a scris, da, îmi place. Acum scrie și Adrian Vâncică, chiar și Pablo, place, da, sunt mai mulți, da, care scriu, da, și Leonid. Un moment. Scriitorul român e Mimi. Da, corect, deci, am înțeles. Da. Și punct. Acolo s-a pus punct. Că uh-huh. David Letterman, după când a fost greva aceea a scriitorilor și n-au mai vrut să mai scrie, atunci David Letterman a spus așa, știi ce se întâmplă? De acum încolo, eu nu vreau să întrerup emisiunea Late Night. Ok? Dar... toate emisiunile de acum încolo până se termină greva vor fi cu textele astora care vedeți aici, ale mele, ale astora, prietenii mei. Da, și s-ar putea să nu vă placă. I'm sorry. Da, da, da. I'm sorry. Nu, știu. Și după ce s-a terminat greva, știi ce a spus? Ce mult mi-am dorit să termine greva și în sfârșit. Ce vreau să spun alta? Nu eliminați
la modul mental, adică să nu spui, bă, până la urmă vrei să spun ceva, eu îmi scriu mie. Mi-ar fi plăcut, recunosc, mi-ar fi plăcut cineva să... Și mi-a scris, cum să spun, la Antena 1... Și mie mi-ar fi plăcut. La Antena 1 e un scriitor foarte bun, foarte bun, care mi-a scris ceva. Acum, a, cred că și despre cine vorbești, da, de da, tipul care scria și roasturile de Andreas. Da, Andreas, da, nu vreau să supere, că chiar și el s-a supărat și îl înțeleg, îl înțeleg, numai că a fost o chestie foarte din scurt. Eu am vrut să fac, îmi cer scuze, sunt un rebel și sunt un rebel care nu se încadrează, știi? Dar adică, nu trebuie să-ți cer scuze. Dacă nu, îmi cer scuze pentru că mi-e drag, el mi-e drag, îmi plac toți aia care sunt în domeniu. Sunt topit după ei. Am învățat un lucru în viața mea. Iubește-i pe cei din domeniul tău. Nu-i da, nu le da în cap. Nu-i distruge. Nu le fă rău. Ce poți ciudat că ajuți? Noi când am întâlnit mi-ai zis altceva. Nu e adevărat. Nu mai ții tu minte. Nu e adevărat. Niciodată. Că am analizat, păi unul este analistul și alta este călăul. Nu. Noi când ne-am întâlnit la emisiunea lui Andrei Gheorghe, cred că am fost amândoi martorii căderii lui Boc. Da, e posibil, da. Imediat după noi, la vreo 5 minute, s-a auzit această dufănitură. Noi am fost, eu am prestat... Atenție mare ce zici, că sunt aici. Știu exact. Okay. Și tu ai zis, erai tu o și Anca... O să iau de strugure ca să-ți vină mai ușor. Da, să-mi arunci în ochi acum când termin de zis. Și era și Anca Sigar tău. Da. Și tu ai zis o chestie care pe mine m-a motivat. Deci a fost un lucru bun. Da, pentru că tu ai zis așa, băieți, e mult de muncă, drumul nu e nici pe departe cum vi se pare vouă, că noi eram foarte exuberanți, așa, eram, Dor Octavian, du-te mă cu ăsta, a fost, corect, noi acum, forța. După ce, de fapt, vă inspirați-le-ți de la el fără să vreți. Bineînțeles, și eram pentru prima oară la televiziune, ne chemați și pe noi cineva, nu știu dacă mai ții minte când m-a sunat Andrei Gheorghe și mi-a zis, sunt Andrei Gheorghe, eu am zis, sugi, da? Și am închis. Și zic, ce coleg, ce dement face glume de astea cu mine. Și după aia mă sună iar a doua oară, ce stă Andrei Gheorghe. Iar i-am zis, iar am închis, mă sună Chișu. Băi, bolnavule, te sună ăla să te cheme în emisiune și tu îi zici să sugă. Și așa am ajuns, am ajuns acolo. Bun, dar... Și ai zis în felul următor. Get to the point. Da, și ai zis, băi, e lung drumul, nu știu ce. Noi eram afară la țigare și eram așa, hai mă, lasă-ne, du-te bă, bătrânule de aici cu... Ai zis, foarte bine. Zice, eu am vrut să vă zic vouă ceva. Vreți să înțelegeți bine. Nu, iar bine. Dar trebuie să știți că peștere mare mănâncă peștere mic întotdeauna. Și tu ai plecat și de unde eram noi șmecheri așa. Și nu e adevărat? Ba da, și ai zis, ce ai zis asta, mă? După ce eram bătrânul, ce ai zis, mă, bătrânul? Și abia plecă bătrânul. Ce mai frea, mă? Ce mai zbuciu? Și după să știi că m-am gândit foarte multe ori la treaba asta și am zis, bă, trebuie să ajung peștere mare, cât mai repede, ca să nu fiu mâncat. Yeah. Și ca să ajungi peștele mare, adică trebuie să ai solzi, ea frumos, mușchi, ea frumos, trebuie să muncești la treaba asta. Da, până la urmă vezi asta. Că și în generația voastră au apărut astea. Eu am prins. Da, eu nu intram în cabină, atenție mare, nu intram în cabină. La grei nu intram în cabină. Poți să-i întreb pe cei cu care am colaborat. De ce? Nu îmi permiteau. Dacă eu intram în cabină, ei se ridicau și plecau. Marele vedete. Și atunci... Stăteam și eu într-un loc acolo. Ce se întâmpla cu publicul era ovație. Eu n-am avut parte de cabine de care spui tu. Am filmat cu oameni foarte mari și am avut ocazii să-l cunoști pe Jean Constantin și pe Naela Sărescu. Adică fiind am filmat. Bobonete? Era un personaj, era un actoraș care juca și eu în cadrul unor show-uri pe la Pro TV. Înseamnă că era altceva. Și eram acolo și eu. Da. Dar bine, când intrau ei, eu... Da, da, da. Aud tot ce se întâmplă și să nu mi-am permis niciodată, adevărat, la fel ca asta, tine eram, asta foarte... e bine că ai prins. Nu, nici nu vreau să deranjez și nu... Așa eram și eu, rar ori m-a întrebat și am contactat ce, ce te-a deranjat? Că ai spus că te-a deranjat și nu, uit... nu, nu mi-a deranjat, zice, tu ai zis că toată viața mea am avut grijă să respect și pe cei din jurul meu sau să fac ai formulat și, cum ai formulat. Și unde este disrespect? Aici? Nu este, nu este, pentru că asta ți-am spus, că pe mine m-a motivat ce ai zis. Ah, okay, okay, okay. Dar dacă dacă stai să o iei la prima mână, un personaj ca tine, adică care era huge în momentul în care noi ne-am întâlnit, eram așa, și când David îi zice lui Goliat aici, zice, vezi că peștele mare mănâncă pe ăsta mic, cred că un altul, nu eu, un altul cred că ar fi putut să... Dar noi nu venim să ne batem atunci. Știu, dar ar fi putut să închidă, să zică, bă... Nu mai mă bag dacă e așa. Ok, sau... atunci hai să spun o variantă. Dar nu, nu era nicio variantă să renunț atunci, variantă. Că n-aveam altceva de... Maria, un nume, da? Maria. Maria vrea să devină actriță. Și se pregătește să devină actriță. Dă o dată la teatru, nu reușește, nu intră.
nu se lasă să pregătește, că știi cum e la teatru, dai de mai multe ori. Sunt unii care dau de mai multe ori. Și culmea, până la urmă reușesc. Și culmea, ajung actori mari. Dar Maria întâlnește după în perioada dintre cele două pregătiri, adică prima dată n-a reușit și acum se pregătea pentru a doua încercare. Da. Întâlnește pe cineva care îi spune așa: Maria, vreau să spun ceva. Nu ești de teatru. Dacă vrei să mă crezi, bine. Dacă nu, treaba ta. Cea mai mare minciună care se poate produce este publicul care te aplaudă. Dacă nu știi că e o minciună și că nu este realitate, că de fapt tu trăiești într-o realitate a ta pe care e creată împreună cu ei. Voi râdeți împreună de ceea ce spui tu, râd și ei, dar asta nu este realitatea adevărată a realitate. Realitatea e alta. Realitatea e undeva în spatele tău. Realitatea e o chestie pe care tu o percepi și pe care nu poți să le-o spui celorlalți. Ideea care este, ideea este că acea, că pe Maria, cele de topești. Da, adevărat, asta sunt eu. Maria a fost jignită, lovită, cum să-i spun, vai de mine, ea gustase aplauzele, ea fusese pe scenă, ea era talentată, toți îi spuneau că e talentată, Maria o să fie o actriță mare. Și Maria s-a supărat și s-a întâmplat ceva în vara aia și de nervi a dat la ASE. Maria, acum, este CEO la o mare companie în lume. Maria spune, îi mulțumesc domnului acela care a venit și mi-a spus să mă las. Cum a simțit el viitorul meu? Și eu nu. Pentru Maria a fost o chestie extraordinară. Cu toate că a durut-o, atenție mare, a dat-o pe nervi, a dat la ASE. A învățat cu nervi, cu nici nu, ce prostii învăț eu. Până când a prins gustul. De fapt, era către partea aia. Cel mai greu este să-i spui unui om care a început, nu-i locul tău aici. După ce ai gustat aplauzele, aia e o mare durere. E o mare durere. Am spus de câteva ori în viața mea, nu mai spun. De ce? Ce vrem să auzim noi? Laude. De ce? Pe ce? Pe dorințe. Suntem făcuți din dorințe. Și cu ce o să vii la mine? Cu ce ai tu în cap? Gândit mult? Nu, vii cu dorința. Cum știu eu că e dorința? E undeva în spate, care se aude din ce vorbești. Și atunci îți spun așa, știi ce? E un drum greu. Ceea ce eu atunci n-am înțeles, sau am înțeles, era o chestie, cum să spun, eu înțelegeam în felul meu ca profesionist și voi înțelegeați în felul vostru ca începători. Nici începători, era vorba de, nu știu, făcusem 10 spectacole, eram o chestie... Ți-am zis, niciodată n-am eliminat pe cineva. Să știi că mai târziu, când apare Teo, Vio și Costel, ei vin cu un bagaj față de mine, am făcut rusă și franceză. Da. Și ei au făcut, făceau engleză, știau engleză. Era foarte ușor ca reperele lor să fie... Dar engleza știa pe ei, că aici e foarte important. Da, erau, reperele lor erau tot timpul de la Eddie Izzard, Seinfeld, Chris Rock, bla, bla. Da, dar nu erau bla. Prima mână. Aici a fost una din greșeli. Știi ce a fost prima mână în România? Nu, stai puțin, că nu despre asta vreau să spun. Vreau să spun că era în perioada în care găseai materiale pe internet, nu era Netflix-ul sau platformele care ți-o ofereau și subtitrarea. Adevărat. Și atunci ei înțelegeau, puteau să se documenteze. Pentru că știau limba, da, corect, corect. Eu eram omul care îți mâncam spectacolele pe pâine și studiam de la mișcare. Ei studiau altceva. Eu încercam să vin cu o combinație între Dor Octavian Dumitru și Hamza Pelea, pentru că vă studiam pe amândoi într-un fel. Bă, veniți, vete așa zise. Da, da, nu mergea acolo, Zaybăr, știi? Ăsta, în schimb, aduc aminte, cred că în 92 s-a întâmplat mașina de glume, nu? Mașina de râs. Mașina de râs, în 92. Da. 92, da, noiembrie. Atunci s-a schimbat ceva. Da. Pentru că, mi-aduc aminte... Și eu am simțit că s-a schimbat și am simțit că e o noutate. M-am băgat pur și simplu, știi? În multe proiecte m-am băgat... Acolo, s-a schimbat și pentru mine a fost un reper în ceea ce făceam în 2003. Pentru că se fac 20 de ani, anul viitor. A fost un reper. Anul viitor se fac 20 de ani de când ne-am întâlnit față în față. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată mă simt onorat. Căpăta o altă formă. Ce vedeam atunci, pentru că inițial am avut niște casete care erau înregistrate audio, nu te vedeam. Și trebuie să spun că
numărul cu mexicanul, prima oară l-am auzit, nu l-am văzut niciodată. Știi cum e să te asculți? Dar să fi văzut prima dată, care a fost o improvizație completă. Mexicanul? Știi? Da, păi au căzut biluțele de la... Ele aveau mărgele. De la pălărie, mărgele. De la ce? La costum? Aveau mărgele. Pe caseta audio, când am auzit spectacolul, tu nu aveai mărgele. Și spuneam ceva de pene, nu știu ce. Că le căzuseră pene, că era Dita mai baletul, era cel mai tare casetă, balet din România. Deci aveau o casetă BASF și spectacolul tău începea, ținte și acum, și spuneai... În asta își țin femeile mexicane ouăle. Da, dar de la ele. Auzeam, dar eram de la ele, da. Ai fost o improvizație, ce căcat are în mână, ce că, da. Știi, era la modul ăsta. O pălărie era, da. Și aici ai ouăle găinilor de mexicani care nu știu ce. Și eram, bă, ce da, dracu era în mână, că nu știam. Nu puteam nici să le spun. La vreo 5 ani am văzut video, nu știu cum mi-a picat video și aveam numărul în cap. Știi cum era? Știam tot ce ai zis în el și de data asta aveam și imaginea. Iar imaginea taurului Ferdinand. Cum a fost? Băi, asta că era mexicanul, da. Care era încurcat. Deci mexicanul era, urla mură, că îl făceai foarte mișto. Avea un chiot la început când intra în arenă. Da. Își dau curaj de acolo și era, nu știu cum făceai. Și intra aici și era publicul care țipa și el zicea, măi, lăsați-mă că eu am treabă cu taurul și mă încurcați. Și aduc aminte de taur, că taur era așa. Oricum, forneai foarte bine. Da. Și la un moment dat, când ai făcut asta de 3 ori, ai zis, era pe aburi. Băi, era pe aburi. Da. Se poate. Și asta eu le auzisem pe casetă, nu le văzusem niciodată. Când am văzut taurul, au crescut efectele. Taurul, tu ai făcut taurul foarte frumos. Taurul stă în cur picior peste picior. Mulțumesc. Și taurul, era supărat. Îți mulțumesc și taurul, da. Mai ține că l-ai văzut. Era un taur care era foarte supărat. Și da, ce, băi, du-te, lasă-mă de aici. Du-te-mă, pleacă, lasă-mă că... Așa, ai făcut asta. Domnul taur, vă rog. Lasă că mă mănâncă copitele și te mănâncă, te fac rău de tot. Mă mănâncă copitele, zic, nu se poate așa ceva. Și a fost o schimbare și de asta spun că mai departe, chiar și în 2003. Eu n-am fost dorit de o parte în comedia românească. Mamă, ce urât s-a vorbit despre mine la început, ei între ei. Dar după aceea... Ei între ei care? Care erau, care nu... Divertis, vacanța mare? Nu, comedienii care erau pe vremea aceea. Eu eram atât de exuberant încât ei nu mă puteau urmări. Și lor le plăceau replicile. Da, acum, da. Hai să fim serioși. Cât poți să fii de serios? Atât cât poți să fii de serios. Dar între noi, fie vorba... Vezi, iau respirații, iau asta. Da, la mine nu era așa. Da. Hai să fim serioși. Cum poți să fii serios când respiri? Dacă respiri în sensul ăla, îți iese de serios din asta. Dar eu, mordul care clipești, deja îți faci clăbuce de respirații. Ceea ce înseamnă că te serioși. Mi-ai mișcat urechea sau a fost o muscă? Da, asta e unicitatea pe care ai avut-o tot timpul și care nu se regăsea. Era vacanța mare care dăduseră de vulgaritate și aveau voie și făceau. Divertis care era pe politic și tu care veneai și cu glume inteligente și care n-ai fost niciodată vulgar. Adică tu și de ouăle mexicanului când ai stai corectat de două ori să nu înțeleagă lumea că e vorba de ouăle alea și erau ouăle găinilor. Gândește-te că în 1992, noiembrie, spectacol Sala Palatului, am pus accesul sub 18 ani interzis. Că ți-a fost frică de ce? Pentru că balerinele intrau ca la bar, ca la melodii, fără sutiene. Era pentru prima oară. Ai avut balerine multe? Yeah. N-am avut la niciun spectacol. Dar vreau să te întreb, pentru că episodul ăsta al nostru se întâmplă undeva în preajma sărbătorilor de Crăciun și vreau să te întreb ce-ți mai aduce aminte din decembrie și din copilăria ta atunci când veneau sărbătorile de iarnă? În general, sărbătorile, când mi-aduc aminte, mă gândesc la sărbătorile făcute în familie. Da. Erați mulți? Da, ne adunam. Când vă strângeați, cât? Era masă mare? Ne adunam la Buhuș. Da. Și acolo veneau frații lui tata. Ne întâlneam. Și aveai frunun care avea tot timpul aceeași glumă? Te întreb, că te studiez unchiul ăla care venea tot timpul cu aceeași glumă. Zicea ceva sau okay, lua, dorule, dor. Ok, da. Un unchi, da? Da. Nu contează cine, da? Da. Nu știu dacă o consider glumă, dar mie mi se pare senzațional. Zi. Tata a remarcat-o. Suna cam așa. Eu nu mă bag. Dar părerea mea... Asta zicea
Eu nu mă bag. Eu nu mă bag. Da, părerea, da, părerea mea. Avea tot timpul. Da, 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 și asta. Deci nu realizai, știi? Numai, și vă strângeați la Buhuș unde? Era casa... Era casa părinților tatălui meu, mama, da? bunicu, și acolo se făceau reveloane. Și ei pregăteau, se înțelegeau unurorile între ele, era... Și Crăciunul, da, tot acolo, și reveloane și Crăciunul, nu? Nu mai țin de Crăciunul, cred că da. Că, na, noi nu vroiam să-i deranjăm, în sensul că tata a fost totdeauna un tip care, el avea o vorbă, spunea, eu și când o să te vizitez pe tine, nu o să te deranjez. Păi zic, tata a intrat în casă, m-a deranjat. O să mă cazez la hotel. Avea chestia asta, da. Și culmea mi-a rămas treaba asta. Din cauza asta, multă lume m-a privit pe mine oarecum așa, chiorâș, pentru că nu mi-a neplăcând să deranjez, n-am stat la oameni acasă, la mulți, pe unde am fost, prin America, prin Canada, prin Franța, Germania, n-am stat, da, Anglia, n-am stat. Am preferat să stau la un hotel, că, știți, eu mă plimb în pielea goală prin cameră. Să știi că scurt, da, pentru oamenii care se uită la episodul ăsta, o să trec prin revistă motivul pentru care nu vorbim de emigrare și de ce s-a întâmplat în Canada. Pentru că a fost foarte interesant când mi l-ai spus și n-aș vrea să las telespectatorul meu sau oamenii care urmăresc podcastul să nu știe asta. Trebuie să fie o emisiune specială. Și ai zis în felul următor, nu vorbim de asta, pentru că cel care n-a emigrat niciodată, n-a fost acolo și n-a trăit ceea ce am trăit eu sau ceea ce au trăit alți emigranți, nu au cum să știe sau să simtă ce am putea noi să vorbim. Și mi-a zis foarte clar, Bobo, e ca și cum te-aș întreba de o carte, tu zici da din complezență că sunt în fața ta și începem să vorbim de cartea, dar tu nu știi despre ce vorbim și atunci tot se duce în bălării. Emigrantul are o sensibilitate care i-a fost, cum să spun eu, răcăită. Eu mai eram și cu cineva. Și el, sărăcuțul, n-a crezut că ajunge la sensibilitatea aia. Poate unii chiar nu vor să vorbească. Poate chiar nu vor să tu vorbească. Tu erai pe telefon, în mașină, pe speaker. Dar ideea e simplă. Unul care știe cu unul care nu știe, ce comunicare e? Zero. Aia? Da. Corect. Dar ai dat un exemplu și mai eram cu o persoană în mașină pe care ai făcut-o să plângă la telefon. Și îți recunosc acum. Da. Hai să-mi fie următor, că ai fost invitat la o emisiune TV. Nu dau nume și că în emisiunea respectivă Fără nume, da, da. Omul a vorbit foarte respectuos cu tine și la un moment dat au arătat un filmuleț în care un nene a ajuns undeva prin Arizona sau nu știu unde, construise o casă cu mâinile lui și își făcuse filmuleț și arăta pe YouTube că el și-a făcut și, o casă acolo. Era și solist de populară. Culmea, nu contează ce. Era un om care își făcuse o casă, da, emigrând din țara lui. Da, da. Și publicul pe finalul filmulețului... Și era foarte încântat că se făcuse cunoscut în zonă. Era privit, era încântat de ce arăta lumea și că reușise. Uite, e român. Și când s-a terminat filmulețul, publicul râdea. Și te-ai întors către ei și ai râdeți din ignoranță sau de necunoștință. Și toată lumea s-a lăsat liniște. Păi, duruc, t-aveam numit, ne faci să râd în cip, ne ia asta aici, la populiță. Și tu le-ai zis, nu cred, ce e greșit la un om care a reușit să facă o casă în altă țară decât țara lui și vrea să facă un filmuleț să arate și că e mândru de treabă. Da, adică... De ce e de râs? Știi, zice, să dăm mare, dar noi toți oamenii vrem să ne dăm mare. Corect. Auzi, dacă te uiți la ceva și spui, te uiți la o domnișoară și zici, aveți o frumusețe ascunsă. Mai vreau să spun ceva. Deja mintea ei se duce către un compliment pe care ea zice, da, a vrut să-mi facă un compliment. Da. Dar îl absorbe. De ce? Suntem disperați după complimente. Păi na, și părerea mea este că în spatele unui compliment se ascunde un adevăr. Da, tocmai de aia nu o să... În spatele unei glume se ascunde un adevăr. Nu o să insistăm pe partea asta de emigrare, așa, dar am vrut să știe publicul. Da, pentru că mi-a explicat... Da, știu, am vrut foarte mult, dar atât de mult mi-a plăcut discuția la telefon, încât n-am avut să nu... Zi-mi interacțiunea cu securitatea, pentru că eu sunt foarte curios. Da, hai să decem. Eu sunt curios, ce le-ai zis? Nu, ce ai vorbit nu cu vreau, ei? Nu pot, n-am voie, mi-au zis. Nu? Eu... Unul la mână scrie ce ți-au zis ei. Adică ei vin la un comedian și spun ce. Vrei să plângi? Încearcă, asta ai vrut? Încearcă, dar e greu. Nu. Nu e greu. Dacă nu vrei să ne povestești, nu ne povestești. Eu sunt curios ce-au venit aia și-au bătut la ușă. Poți să-ți povestesc. Îți povestesc o chestie mică. Ok. În Bacău am reușit să fac un grup. Un grup care a animat orașul, practic. Grupul s-a numit Hilaris, care a luat marele premiu la festivalul de la Vaslui. Festivalul de umor, Cosentănase.
grupul s-a lărgit de la 4 oameni câți eram, la 6, la 8, la 10, la 12, la 30 și a ajuns un fel de cult în oraș. Era paramilitară deja. Era, era un cult în oraș. Și pregăteam un spectacol care, culmea, acel spectacol, în pofida celui de la ce casă. Ce se întâmplă asta? 1984. Deci erai în pericol din start dacă v-ați adunat mai mult de 10 oameni. 83 ori 84 s-a luat marele prim. Mă rog, ideea este că... Acum îmi explic cum ai în 82, în 82. Dar dureros a fost asta. În ușă a fost... La mine în ușă, la apartament, a fost un bilet scris de mână cu creionul și biletul ăla scria așa. Încerc să nu fiu, să nu trec în pragul emoțiilor. Las să se ducă, dar doar okay. Povestesc. Însă e ceva, atenție mare, e foarte, cei care au o stare emoțională trebuie să fie foarte atenți la, nu vă uitați la partea asta. În bilețel scrie așa: dacă îți place să mănânci căcat, mănâncă-l singur. Nu cu cei din jurul tău. Semnat, grupul. Și acum mă trec fiorii. Copiii pe care eu i-am crescut. În timp și-au cerut iertare. Fiecare a dat câte o declarație, iar eu am stat 3 zile. M-au luat, m-au dus, dar ca să vadă lumea. Adică veneau cu mașină neagră, plecau cu mașină neagră, de toată lumea, cu numere mici, nu știu putea să fie decât... Foarte interesant, aveau niște miliție județă, impresionată. Da, da, pentru că nu m-am așteptat. Ce a fost în spate, deci, nu m-am treaba așteptat. Asta și cum au putut înscrie biletul ăsta. Da, după aceea mi-au cerut în ani iertare. Câte unul. Doru, iartă-mă. A fost unul care n-a putut să mă mai vadă niciodată. Nu, și am zis, băi, ascultă-mă puțin. Pentru că a simțit că a făcut ceva greșit. Da, dar ce a fost, a fost. A și intrat în securitate. A fost ofițer de securitate și a simțit nevoia să vină să-mi spună în fața hotelului, să-mi spună așa: noi știm tot despre tine. Să înțelegi. Cum? Eu care te-am promovat, care te-am lăudat, da, care era ca și copilul meu, ca fratele meu, cum puteți voi să faceți așa? Atunci a fost o treabă care m-a și domolit. Știi, colonelul de pe vremea aceea mi-a spus o vorbă foarte mare. Mi-a spus așa: poți să fii un mare comic fără să faci politică. Data viitoare eu nu o să mai fiu aici. Întâmplarea face că mie îmi place ce faci. Adică îmi place că ești comic. Nu, ce spui, ai mare grijă. Da, da, îți dai seama, să apare în 82 și să spui înainte de Paști, să spui: unt te duci tu, mielule? Unt te duci tu, mielule? Era să rupea sala. Acum lumea nu înțelege, dar atunci să rupea sala. Păi, să rupea sala. Și nu erau reminiscențe pentru că publicul striga la toreador: ulei. Ulei, ulei. Auzi, gândește-te că grupa Arh, în care era Ghigi Bejan, venea cu chitara pe scenă și cânta aseară la telejurnal, la telejurnal. Așa era numărul, da, știi? Da, și da, te uitai da la el. Deci numărul așa arăta. Bucățica aia. Aseară la telejurnal, la telejurnal, la telejurnal. Aseară la telejurnal, la telejurnal, la telejurnal. Aseară la telejurnal, la telejurnal, la telejurnal. Aseară la telejurnal, la telejurnal. Și lumea, bine, aseară la telejurnal. Adică știi? Da, obsedant, da, da. Obsedant. Telejurnal, numai asta era. Păi da, și după aceea făcea o pauză. Ce era gluma? Am văzut o bucățică de cașcaval, de cașcaval, de cașcaval. Și am urmărit emisiunea toată. Finalul. Poate mai văd și o altă bucată. E, astea rupeau. Din cauza asta, în 1984-85, a fost un ofițer de securitate special trimis la Vaslui după festival și care a urmărit ce am făcut eu. Și a spus celor superiorilor lui, a spus: am râs cu lacrimi. Pentru că cineva m-a anunțat și a zis: ai mare grijă. Vrei să mai vorbești după asta? Da. Abține-te. Dar am ratat o apariție la televiziune, mai multe au fost. Și am fost și supărat, știi, pentru că era o chestie inechitabilă. Atenție mare. Și mă opresc aici. Unii puteau să vorbească. Și asta m-a durut.
Păi na. În 1982 am scris o piesă de teatru, în spital eram. Minune mare. E vorba despre un bărbat care rămâne gravid. Gravidul s-a făcut în 1986. Hello? 1982. Piesa s-a jucat, nu la rectorat, nu la institutul de construcții, nu acolo, nu la facultatea de instalații, unde pregătisem tot, scenă, tot absolut, frumusețe. S-a jucat la cămin. Cu sala, picioare, a fost nebunie. O piesă în două acte. Totdeauna mi s-a pus talpă, pentru că poate am fost prea dur, poate la un moment dat aveam și eu un număr, îi spunea Zbranca. Zbranca, care finalul numărului era și tata mi-a dat la final mi-a dat un ceas. Mi-a dat o curea de ceas. Nu mai țin minte, că au trecut ani. Și mi-a zis, păstrează-o, că la anul nu o să ai cu ce să-ți încingi pantaloni. S-a rupt sala, adică era, nu mai râdeau, băteau din picioare, băteau din palme. Ei, ăștia erau oameni care nu puteau să-i bagi în dube. Și după aceea, de fapt, am aflat că, domnule, și ce înseamnă să te iei de președintele țării? Că eu aveam scrise. Le aveam scrise. Și le-au luat și mi le-au găsit. De frig. Că era frig, ziceai că era frig. Și ziceai că era o familie, era un tată cum tot de aici, de la tine. Să amintă când ai zis că se învelească și ai zis cu ce? Și ai zis cu cureaua. Tot o chestie de asta. Mă rog, ideea este că au fost niște momente în care m-au călit, ca să spun așa. Gândește-te că în 1900, premiera care am avut-o la Sala Victoria de la Tănase, cu Teatrul Tănase, cu trupa de la Tănase, Cavalcada Râsului, trebuia să-i spună Cavalerul Râsului, dar având loc pe data de 26, premiera a fost 26 ianuarie, nu putea să-i spună Cavalerul Râsului, că pe 26 ianuarie era născut tovarășul. Și atunci a spus Cavalcada Râsului, da. E bine, acolo aveam o chestie cu poetul. Ce faci, băi? Poetul vroia ca să... Vroia casă. Și la un moment dat era că e pe peron, nu știu ce, și era noroi, era mult peron, sub noroi. Chestii care ei le acceptau. Și până la urmă le-au acceptat și tovarășii, știi? Că nu era nimic fără control. Dar tu ai trăit și perioada asta în care trebuia să faci umor, fiind încorsetat de faptul că ei nu înțelegeau, de lipsa lor de cultură generală și așa mai departe, și trăiești și vremurile astea în care absolut poți să spui orice. De fapt, stai puțin, că tu ai traversat trei perioade, și anume, perioada de comunism, securitate, în care n-aveai voie să zici orice. Trei perioade sau mai multe, dar asta vine acum în cap. După aia ai traversat perioada în care poți să zici orice. Și atenție, acum trece niște timpuri în care iar nu mai putem să zicem orice. Acum suntem într-o perioadă foarte grea și suntem în perioada în care, știi, mă simt așa ca un cloșcoi care adună, mi-ar place să-i adun pe toți comedienii în sub aripi și să-i păstrez până trece toată treaba asta, pentru că și nu știu cum va trece. A început de ceva timp cu discriminare, cu rasism. Se pare ok ce i s-a întâmplat lui C.K.? Mie nu mi se pare ok ce s-a întâmplat cu mai mulți, dar... El e mai din zona noastră, poate sincer, că... Sincer, am regretat. Eu pot să spun în România lucruri care nu le pot spune în sănătate, de exemplu. Nu le-aș putea spune în sănătate. Nu le-aș putea spune. Pentru că ea sunt mai politically corect decât aici. Da. La Kramer, noi e al doilea val. Kramer, într-un bar, a spus de negri. Da, cum să spun, n-ai voie să spui negru. Pentru mine a fost, eu a trebuit să stau în casă o perioadă, în Canada, venise o premieră, și anume... Jazz singer, dacă ai auzit, în 1900 a luat Oscarul, cântărețul de jazz. În 1927, dacă nu mă înșel, și pentru că nu se filmau, nu se făceau filmări cu negri, atunci un alb s-a vopsit pe față și a avut mănuși albe în mână și și-a vopsit fața negru. Uh-huh. El a jucat. Asta este originalul. Despre asta e vorba în musical. N-au avut voie să joace, pentru că s-a făcut mare demonstrație. Păi stai puțin, e bat jocul la adresa negrilor. Cum să te vopsești ca să arăți că ești negru? Nu, lăsați un negru să joace. Da, da.
Ok. Pe, cine e asta? Este un american. Măi, joacă american rolul lui Tutankhamon? Trebuie să fie un egiptean. Egiptean, jet by jet. Ăsta când s-a născut? În perioada când Napoleon a cucerit Egiptul. Na, trebuie să nască familia lui din vremea piramidelor. Idiotule. Băi, ia uite de la mine. Tu joci rolul lui Tutankhamon. Sincer, cunoști. Cunoști. Scrierea cunei formă mâncața școlii tale. Băi, pioneză. Vezi că ai mari probleme cu mine. Dom'le, să fiu sincer, știți, în rol scrie altceva. Băi, asta n-am nevoie, incult. Asta se bagă în filme, incult. Și de aici pleacă o regulă. Care e regula aia? Să spun ție cum vrei tu să auzi. Păi, dar poate omenirea nu vrea așa ceva. Mai hai să spun ceva. Vreau să spun ceva. Femeia nu mai trebuie să mai nască pe unde a născut până acum. De ce? E urât, e rușine. Părerea mea este că, da, și noi, eu ca bărbat, mă simt prost. Adică cum să fiu născut pe acolo? Atunci sunt desconsiderat. Și pe unde? Mă întreabă tot. Du-te, da, măti, prin gură să ies. Prin gură? Da, ca să ies deștept. Bă, pe unde ai ieșit? Prin cap. Hai, te lasă. Da. Nu, a, ceva. Și a curs ceva lichid amniotic? Eu sunt amnioticul. Am ieșit. Aceste noi comedienii, în momentul de față, ne batem cu lucrurile astea. Îți dau două repere. Unul care este aici, Ricky Gervais și Dave Chappelle. Ricky Gervais care vine și forțează nota, se duce blană în toate direcțiile. Este primul care a venit și a vorbit despre... a făcut glume despre un copil handicapat, a venit și a... La modul dur, da, da, da. La modul dur și cu toate astea face Afterlife-ul care devine... drama comică cea mai urmărită de, în Anglia în toate timpurile și Dave Chappelle care vine cu numele lui de stand-up ultimile două sau chiar trei în care vorbește foarte mult de situația negrilor și de cât de asupriți au fost și așa mai departe. Îl mai ții minte pe Dave Chappelle în Nutty Professor? Nu. El era ăla de pe scenă. Nu mai știu. El era slăbănogul ăla. El oricum era slab, îl știu de pe, când de făcea Dave Chappelle. De care a făcut mișto asta, Eddie Murphy. Murphy, da. Da, 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 da. Acum știu scena când mișto. Da, vezi, da, uite, sunt diferiți. Aici e Ricky Gervais care face push-uri și forțează orice notă. Se duce și uite-l că are mega succes. Da, l-au judecat, au zis, bă, nu e politically corect deloc. Și el a zis, bă, ce nu e politically corect? Să râd de graș? Și a zis, păi ce, e vina mea că e la gras? Cum adică n-am voie? Și are în Humanity are momentul în care povestește cu frigiderul cu aia grasă, care nu știu ce, de urâți de tot. Și Dave Chappelle care vine și face show-uri despre, doar despre cât de asuprită a fost populația de culoare și așa mai departe. Eu, de exemplu, și folosește asta acum. Eu, de exemplu, folosesc asta cu urât. Mi-aduc aminte că am avut o chestie care a spus-o într-un club. Stai cu era așa. Într-un club. Am ajuns cu nevasta acasă. Am luat-o în brațe. Urâtă! Era urâtă de casa, s-a făcut mică când am trecut. Da. M-a întrebat pragul. M-a întrebat pragul. A început să plece parchetul. Da, nu pleacă nimeni. Prejul s-a rulat imediat. Era urâtă rău de tot. Da, era așa de urâtă că taică să-i ținea fotografia în portofel să nu-i fure banii. Da, și țevile de la baie, țevile de la baie, s-o făcut mici. Erau țevile de sen... Urâtă. Auzi, hai să, că n-am văzut prea bine acolo, nu ți-ai scos valul, hai să facem aici acasă. Tam, tam, taram, și a început să scoată valul. Au plecat clanțele de la urmă. Pune la loc. Era urâtă de două pungi, o pungă să-i o pui ei pe cap, o pungă să-ți o pui ție pe cap în caz de să rupea punga ei. Era ce ăsta? Cred că am cel mai urât personaj al tău. Deci era, nu știu de unde spus să-ți iei pe fata asta. Dar vreau să spun ceva. Deci gândește că am spus-o în... Pe vremea aia nu era chestia asta, acum niște ani de zile în urmă. Am spus-o într-un club de Yak-Yak în Toronto, cu copilul urât. Cam intrat în... Așa și era un copil urât cu maică-sa. Dom'le, nu m-am uitat la el. Adică nu, că e urât, știi? Nu, dar a fost ochiul. N-am ce. Deci ochiul, coada ochiului. A fost o chestie. Deci eu nu m-am uitat, ai înțeles? Coada ochiului mi-a zis, aleu, 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 ce urât e,
Ce urât e? Cum să fie mă urât? Că e copil. E copil, copil, dar e urât, e urât rău. E urât, e urât rău. Nu, nu mă uit. Nu mă uit. Și dacă o trezesc pe maică sa, că mama săracă e cu copilul, dar ea oare știe ce copil are? O fie a ei? Auzi, știi ce? Mă așez la masă. Mă așez la masă. Vine ospătarul și trece pe lângă femeie cu copilul. Și zice, ce copil urât. Și trece. Femeia, cum adică? L-a chemat pe șeful de sală. Ia vină cu acești, vine patronul de restaurant. A făcut aia scandal mare. Dom'le, se poate așa ceva? Cum e posibil? Adică chiar spune copilul meu, dar e ca să mănânc și vă bate joc. Eu, dă seama, auzeam discuția. Spuneam, ăla a zis nimic față de cuvinte de urât. N-a văzut așa copilul. Poate nu s-a născut. Și de aia e urât. Cine știe? O fi undeva în altă dimensiune. Dar urât, Doamne, urâte. Nici nu vrea să mă uit. Mi s-a trepezit de limba. Nu se trepezește, se trepezesc dinții. Dar mi s-a trepezit de limba. Limba mea n-a avut strungăreasă în viața ei. Și atunci mă aud că zice șeful, zice, doamnă, stați să ne potolim. O să-l pedepsesc pe ăsta. Uite, tot ce mâncați de acum, tot ce mâncați, este din partea casei și vă aduc și o banană pentru maimuța. Nu mai las. Ce? Asta era marele final. Da, urât era Grișela, zic că era maimuță. Hai să trecem prin spectacolele tale, că sunt curios cum inventezi numele. Am înțeles cum ai zis atunci. Cum te-ai învârtit în... Titlurile, da. Te-ai învârtit acolo pe... Astea pur și simplu sunt acolo, adică... Îmbârligăciosul. Da. Glumărețul. Pur și simplu... Spumă de râs. Da, da. Glezne de râmă. Glezne de râmă, da. Sexorcistul. Dar fii atent... cum ai zis la aia cu trotil? Supozitoare cu trotil. Măi, m-au criticat pe televiziune. Că ăsta e titlu, tot Bucureștiu e plin de afișe, da. Cu supozitoare cu trotil, dar a nebunit. Mi s-a părut o imagine extraordinar de frumoasă. Compot de clăbuci. Compot de clăbuci. Fabrica de vise, 1994. Față de compotul cu... Se pregătea. Se pregătea. Parfum de bârfe. Eu am avut... Sexorcistul, e după ce ai văzut filmul? Sexorcistul, superb, superb. Vreau să spun că eu am crezut că eu am fost cel care am lansat, nu a fost... A mai fost cineva care a avut și un album în America, un tip care a avut un album Sexorcistul, în altă parte, de muzică, la noi, muzică, la noi, da, nu auzisem. Ai văzut spectacolul Sexorcistul? Garantat l-am văzut. Nu l-ai văzut. Ba da. Cu Grașii? Nu l-ai văzut. Hai, deci, să-mi aduc aminte. Deci aveam două personaje, el și ea, Grași. Ea grasă, intra la începutul spectacolului, l-am văzut. Și el l-am gras văzut. La sfârșitul spectacolului. Și undeva pe mijloc era unul care eram tot eu, dar era slăbănocul. Care era între de la aia mare și la... Aveam costum de femeie și costum de bărbat. Foarte frumos. Acum... Nu știu dacă e pe YouTube, Sexorcistul. Nu, o să apară. E doar mașina... O să pun. O să le scot. Eu vreau să știu dacă gluma asta e a ta sau e lui Hagi. Hagi, Popescu, Balint sau Savoa au schimbat fotbalul românesc cu marea victorie împotriva Danemarcei. Fără griji și fără bani, fotbaliștii au petrecut ca la 20 de ani. Hai, Mario, hai cu ceva la cap! La Blubu și Deaua, câte un video. Câte un video. Astă seară toată lumea la melodie, nu neapărat. Ce-a spus? La melodie. Așa, aveți informații. Femeile pline de lanțuri de brățări. Toate victoriile erau dedicate partidului care după... Vreau nu că ai mai văzut momentul ăsta. De unde a fost? Unde se duceau? La Melody. Aha. La Sică. Și atunci... Nu, n-a fost Sică, a fost Păunescu. Ei pe vremea lui avea 18 ani. Acum la când Sică, m-a luat, da, Hagi de ziua lui și ne-am primat. În loc să-și facă ziua, m-a luat pe mine de braț și ne-am primat prin Mamaia. Da? Da, să povestească cum vrea el să ajungă și să... Asta nu spun ce am discutat. Aici e după un meci în care câștigase și aia este seara, să ne împărțim toată lumea la Melody. Da, 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 pentru că la Melody puteau să strige Doru. Da? Da. Dar spune-mi cum adică ai mers cu el pe stradă de braț. Da, de ziua lui când a împlinit 18 ani, mi-a făcut niște mărturisiri și i-a spus așa: Gică, tu o să ajungi foarte mare. O să ajungi enorm de mare. O să vezi. Și adevărat așa a fost. El venea la bar cu băieții și fiind mai puști, da, el gusta mai tare decât ceilalți. Ei nu văzuseră ei au băgat o chestie nouă. Venind fotbaliști, au băgat o chestie nouă în bar, care nu era, da, la bar, la Melodie. Nu știau ei de treaba asta. Au început să strige numele meu. Da. Deci după ce am terminat ce am avut, Doru, Doru, Doru. Ei, bine...
Păunescu, Viorel Păunescu, care era... El nu știa ce se întâmplă. Ce e acolo? El era la el în birou și zice, șeful, e un nebun pe scenă ăla care l-ați angajat și ăștia tot strigă și urlă. Și el a coborât. Și a văzut și a zis, dom'le, e ceva nou, n-am mai văzut până acum așa ceva. A fost reacția lor, care au avut-o ei. Asta nu înseamnă că fiecare seară să striga. Nu, dar a fost o seară a în care a fost un moment. Da, era exact cu, îmi plac femeile grase, slabe, dar mai mult cele pline, pline de inele, de brățări, de bani. Și avea o femeie pe care... Și făcea wild. Da, 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 ăla a fost un număr, a fost un spectacol în 93 sau, da, cred că 90... sau 90 și lângă un copac cu flori îmi plac femeile oaileu. Am avut un spectacol cu Hrușcă și mai era o solistă, Georgeta Ignat, care între noi, chiar deci a fost o perioadă, ce să zic, ok, frumoasă. Acum sunt la alt nivel. Sunt cum să zic, mă bucur că lumea e deschisă către partea asta de stand-up. Mă bucur. Păi da, și faptul că faci personaje trebuie să le păstrezi, pentru că oricum tu ai personaje multe. Da. Aveam o mulțime de spus. Eu nici nu știu dacă tu acum, cu tot respectul pe care ți-l port, eu nu știu dacă aș putea să văd un spectacol cu tine, Doru Octavian Dumitru, care îmi spune glume. Cum sunt eu. Adică dacă nu mi-ai aduce personajele, nu știu dacă aș putea. Îmi plăcea imitația foarte tare și în armată, mi-aduc aminte, eram 120 de oameni în compania 2 eram noi, la Plenița am făcut armata și compania 1 era tot 102. Și, mă rog, eram vreo 200 ceva de viitori studenți. Ideea este că era un comandant de batalion pe care eu puteam să-l imit. Și dacă am văzut că pot să-l imit într-o noapte... Ia să văd dacă... Merge treaba. Da. Companie! Pe culoare! Adunarea! Măi! Au sărit din paturi. Alinierea! Măi, frate! Acum nu-l mai țin minte, știi, da. Încerc să mă duc undeva. Știu că undeva pe acolo era vocea. Și am coborât. Și m-am plimbat printre ei. Mamă, ce înjurături mi-am luat. Că ei... Păi stai seama, toți trezit, colegii, da, da. Doi i-am aliniat, era pe culoare aia să aliniez atâția oameni. Ideea este că, mă rog, a fost o... Am avut așa starea asta de exuberanță mereu către... Dacă cineva m-a ascultat, am ieșit din mine. Dacă nimeni nu m-a ascultat, am stat în mine. Ai stat în tine, da. Ai făcut facultatea de instalații și vreau să întreb cum stai cu decolteul instalatorului. Am avut noroc. Știi care e decolteul instalatorului? Bănuiesc că intră aer. Când repară un instalator, orice instalator l-ai avut acasă, să facă o țeavă, o ceva, când se apleacă, îi se trag pantaloni mai jos. Și asta e ce decolteu instalatorului. Dar ție ți s-a întâmplat să-ți rupă pantaloni în fund? Da. Pe scenă mi s-a întâmplat. Pe scenă? Să mă aplec și să aud și să zic, ups, asta e de la mine. Adică... Păi da, tu te și miști foarte mult. Da, 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 adevărat. Faci multă... Și pantalonii mi-au spus, Barosane, hai să spun ceva. Ne așteptam că te miști, dar nici chiar în halul ăsta. Până și cusătura a plesnit. Eu nu știu, mai ușor, Barosane. Da, sigur. Tu ești patriot, spui că cel mai bine e să mergi de sculți. Dar facultatea de instalații, mi-aduc aminte că eram în anul 2 și a fost un profesor Iordache care mi-a spus așa, după un examen de 8 ore, mi-a zis așa, apreciez la tine faptul că ești rezistent. Ai stat 8 ore în examen. 8 ore. Nimeni n-a stat 8 ore în examen. 3 serii au trecut prin mâna mea astăzi. Tu ai stat 3 serii. Dumitru, sincer, nu trebuie să mă uit la fața ta. Tu nu știi nimic. Eu vreau să iau lozul de trecere. Uite de la mine. Apreciez faptul că ai atâta rezistență. Îți dau nota 6. Era numai noi doi. Dar fii atent. Trebuie să-mi promiți că dacă o să faci vreodată instalații, să nu pomenești numele meu că ți-am fost profesor. Da. Bună! Da, da. S-a asigurat că n-a ajuns să... Mamă, și eram îmbrăcat la costum, eram... N-avea cum să nu iau. 6, domnule. A luat 6. Wow. Și fără să dăm seama, dar să știi că am ajuns aproape la final și am o serie de întrebări scurte la care vreau să-mi răspunzi fără să te gândești.
Da, 25 de minute pe ceasul tău. Paste sau pizza? Orez. Loredana sau Mihaela Rădulescu? Kim Basinger. Tanga sau Kilo Brazilian? Rio de Janeiro. Dumnezeu sau extraterestri? Always God. Netflix sau HBO Go? Netflix. Ceapă sau usturoi? Ceapă și usturoi și ghimbir. Publicul din Oltenia sau publicul din Moldova? Vai, dar tot publicul e la fel, îi mănânci și vreau să spun că și unii și alții, mi-e dor și de unii și de alții. Dans din buric sau dans la țară? La bară. Dans la țară, dans la țară, gata, dans la țară, asta e. Da. O vezi că se buricește la bară. Băi, ce faci acolo, mă? Brenică, Matale, mă văzut și diferit, dar eu nu sunt moldovean. Asta e. Dorofian, fiecare invitat care vine la mine... Nu s-a terminat. Nu. Fiecare invitat care vine la mine este supus acestui chin să desfacă cele două zale. Sunt două belciuge. Se cheamă proba belciuge șmecherite sau acebice și carice. Aici sunt timpii pe care au scos până acum invitații mei. Aici cu galben sunt morcii, aici sunt vii. Foarte puțin au rezolvat treaba. Dau drumul la cronometru, trebuie să-mi separe aceste două belciuge. Să-ți explic ceva. Știi cine ți le poate separa? Cine poate separa cel care a făcut înainte chestia asta? Păi nu, poți să încerci. Ai înțeles? Da. Asta e un joc care cineva l-a făcut înainte. Acum, problema este următoarea. Din câte mă cunosc eu, da, dacă eu le separ pe astea, da, și soția mea vede, da, spune, m-ai păcălit atâția ani. Deci tu știi să faci lucruri prin casă. Hai să încercăm. Să repari, să le... Fian, dau drumul la cronometru. Deci un prieten al meu care a fost... Ai dat drumul la cronometru? Nu, zici tu când. 3, 2, 1 și... Mamă, deci nu se pot... în mintea mea, momentul ăsta este altceva. Eu am alte chestii încă pe cuvânt, dacă mi-e mintea. Ești foarte aproape. Da, știu. L-ai unit mai e, mult. Asta vreau să spun. Îmi place să unesc lumea, nu să o despart. Nu să, asta este... Aș vrea să găsesc secretul cum să poate să fac oamenii să stea împreună. Da, tu vrei să mă vezi nu, că mă chinui, că trag. Nu, ping, cu forța, nu cu forța. Știu, pe tocmai aici e toată șmecherea. Așa spunea tata. Băi, nimic nu se face cu forța. Te jucă. De ciocan. Da. Tata, n-am ciocan. Toporul e bun? Asta am vrut să spun de la început. Da, deci atenție mare. Până aici e foarte bine. E foarte bine. Și acum dacă le îndrepți, urmă... ele ies una lângă alta. Fie, dacă... Da, exact. Fii atent. Uite. Fii atent ce interesant. Și acum așa, dacă... exact, ăsta. Gata, și tragere invers. Uite. Nu se poate așa ceva. Un minut și patru. Am și un marker cu care aș vrea să-mi semnez pe masă, să-mi scrii tu oriunde pe masă, pe bune? Unde l-ai scris tot invitații, ce vrei tu? Eu scriu urât. Ce dacă? Urât? Urât? De n-ai văzut în viața ta? Masa a luat-o la fugă. La început dorul să scrie. Masa s-a făcut mică. Nu. Deci eu scriu pe masă, da? Da. Ceva care să impresioneze este asta. A început dorul să scrie? Da. E bine, știi, la piciorul mesei să pune ceva din pluș ca să nu... Ne, a plecat ăla. Așa urât scrie. Era urât. Și de atunci când ție masa. Ei, o scrie eu urât, dar vrei să spun ceva? Hmm? Am cea mai lungă semnătură. Da, să știi, și mare și groasă. Da. Bucurie ai scris? Bucurii. Mersi mult, Doru. Da. Eu din partea EMAG, partenerii noștri, am o sticlă de vin pe care să o iei acasă, vinul de care l-am băut. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mersi mult că ai venit să ne vedem la acest mulțumesc. Podcast. Sper că ți-a plăcut și dacă n-am vorbit ce ți-ai fi dorit să vorbim, ceva. N-am avut timp. Tu ești o plăcere. Mersi mult de tot. Adică, de ce să nu spunem că faci parte din categoria o dulceață de băiat. Mersi. Ne vedem pe 17, 18 și 9 decembrie la sala d'Ales. 19. La sala d'Ales.